Prețul cartofilor la începutul anului 2021 este unul atrăgător pentru mulți dintre cumpărătorii. Însă foarte mulți producători din Drobeta Turnu-Severin, care își vând producția în piața Mircea, sunt nemulțumiți de faptul că oamenii nu mai cumpără produsele românești. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, cartoful este un aliment care se consumă în cantități relativ apropiate în toate gospodăriile din România. Chiar dacă prețul cartofilor a scăzut în ultima perioadă, producătorii susțin că vânzările merg foarte prost și vor rămâne cu marfa nevândută. Cum au mers vânzările de cartofi anul acesta? Foarte rău, foarte rău. Nu s-a putut mai rău de așa, că dacă vingem 20 de kilograme pe zi. Considerați că motivul este acest coronavirus? Nu știm din ce cauză. Mă gândesc, dar nu știu. E prost. Mai prost decât în anii trecuți. Mai prost. De 10 ori mai prost. De așa stăm aici să muncim degeaba. Cu toate că producătorii sunt nemulțumiți de vânzările zilnice, oamenii care totuși mai fac cumpărături din piață și susțin producția românească sunt mulțumiți de prețul care se află acum la tarabe. Cumpărătorii spun că anul acesta prețul este unul acceptabil spre deosebire de anii trecuți. Cum vi se pare prețul la cartofi anul acesta în comparație cu anii trecuți? Doamne, ce să vă spun? Prețul este tot la fel cum să fie. Este unul acceptabil? Este. Deci sunteți mulțumit? Da, sunt mulțumit, domnul, cum să? Mi se pare acceptabil. Deci merge, nu mi se pare ceva exagerat. Deci nu a crescut foarte mult. Nu, și nu. Și în același timp nici nu a scăzut. Nu, e acceptabil.